care, începând din această ediție, se ocupă de promovarea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Nu știu o secundă, că domnul Mihai s-a spus, modelul meu de director este domnul Chirac. Consider că este directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Încerc să vorbesc cu eu. Oare mă auziți? Dacă să fac așa? Ok. Bună ziua! Numele meu e Cristina Vazavan. Pentru cine mă cunoaște, sunt jurnalist. Am lucrat până acum un an și jumătate ca redactor șef al revistei Tabu și înainte de asta am făcut parte din echipa care a lansat, formatat și creat brandul Europa FM și Radio Gheorghe. În meseria mea m-am întâlnit în raport cu evenimentele culturale cu ambele laturi. Și partea de organizare, dar și partea în care mi se solicita să fiu susținător, partener. Când Tiberiu și Marta m-au invitat să vorbesc aici, m-am gândit că cel mai relevant din perspectiva mea, aspect al colaborării cu evenimentele culturale, este perspectiva de spectator. Am un blog pe care scriu în general lucruri culturale și care are foarte mare impact. Așa că m-am gândit să vă povestesc puțin despre lucrurile la care nu v-ați aștepta când vă gândiți la marketing cultural. Am două povești. Una are legătură cu Kevin Spacey, Londra și piesa care se numește Richard Avril. Acum un an și jumătate, de fapt în ianuarie anul trecut, mi-am cumpărat bilete la Richard Avril, Kevin Spacey, Old Vic, Londra. Piesa urma să aibă, spectacolul urma să fie în august. Mi-am cumpărat în ianuarie. Mi-am cumpărat la un preț foarte mic biletul pentru că am cumpărat în avans. Mi-am făcut calculul că pot să obțin bilete la avion foarte avantajoase, așa că am scris pe blogul meu despre cum pot să mergi la un spectacol, era totuși vorba de Kevin Spacey, în Richard III, cu bani puțin mai mult decât un concert mare de la București. Am pus chiar și linkul de unde mi-am cumpărat eu bilete. Peste două săptămâni am primit un mail de la agenția de bilete, de unde cumpărasem biletele la spectacol, în care mi se spunea 17 oameni au cumpărat din România bilet la Kevin Spacey, Richard III, totul e trecuit prin dumneavoastră, prin urmare vrem să vă dăm discount 30% pe viață pentru orice bilet pe care îl mai cumpărați dumneavoastră. Nu știu cine sunteți, dar eu am fost foarte încântată, orgoliul meu a fost, wow, am putut să vând, deși n-am avut nicio intenție, 17, 15, că două erau ale mele, 15 bilete în România, habar n-am, la cine, așa că mi-am pus un status pe Facebook. Ia uite ce mi s-a întâmplat, ia uite ce ofertă frumoasă am făcut. În 10 minute am primit mail de la British Airways, reprezentantul din România, care spunea, dar anunță-i pe cei cumva pe blogul tău eventual, că cei care fac dovadă că și-au cumpărat un bilet la Kevin Spacey, noi le dăm un discount generos la bilete. Pentru mine asta este un exemplu de cum se întâlnește marketingul cu cultura. Un alt exemplu. Am fost la Londra, la New York, la începutul acestui an, să însoțesc o familie de români care urma să fie fotografiată de Steve McCurry, care este domnul care a făcut fotografia cu fata afgană. Cea cu ochii foarte spectaculoși, după care Discovery a făcut un documentar când el a căutat-o la 20 de ani. Familia era din Cluj, era pentru prima dată în America, își dorea foarte tare să vadă un spectacol de Crăciun. Noi eram la sfârșitul anului acolo. Am prins un pic, chiar Revelionul am putut acolo. Și am dus la Radio Hall, care era unde era un spectacol de Crăciun cu super dansator, cu super nebunie. Moș Crăciun, of course, și toate cele. Ne-am distrat. Eu mie mă dusesem să nu-mi placă acest spectacol, pentru că era un spectacol foarte comercial, nu e genul meu de spectacol. M-am emoționat, culmea, pentru că era foarte apelat la tot ceea ce avem noi mai sfânt din copilărie. În pauza spectacolului, însă, frumos pe pereții laterali, din scris luminos, Chase Bank, sponsorul evenimentului. Tot în pauza spectacolului, pentru că americanii știu să-și vândă orice pe lumea asta, un Moș Crăciun, și știți cum arată Moș Crăciun la american, chiar la Moș Crăciun, se plimba printre spectatori, dădea tot felul de acadele la copii, tot felul de lucruri, așa că în toate pozele pe care noi le avem din pauza spectacolului de acolo, să
stăm 5 peng în spate. Foarte discret pentru, foarte elegant, foarte special. Chase Bank era sponsorul respectivului spectacol. Radio Hall este o sală cu, nu știu, 5 ori mai mare decât sala Palatului. Pe ieșire puteai să-ți cumperi ilustrate în care Moș Crăciun ura ceva special personalizat prietenilor tăi, care erau frumos vânduite cu Chase Bank. Asta este un alt exemplu despre cum se întâlnește marketingul, comerțul, cu entertainmentul, cu cultura, dacă vreți. O să-mi ziceți că lucrurile astea sunt în străinătate și că nu se întâmplă în România. Acum urmează să dau și niște exemple drăguțe din România. Și mi-am ales două exemple care au legătură cu colegii mei de scaun și de panel, pentru că întâmplarea face că am colaborat cu fiecare dintre ei. Anul trecut la Sibiu, acum 2 ani la Sibiu, că am trecut, cred, că anul ăsta am fost la Sibiu, la festivalul de teatru, eram pe o terasă, după o piesă care mă marcase, foarte dramatică, la o bere, cu prieteni. Două fete foarte drăguțe, două semperițe, au venit să ne întrebe lucruri despre teatru. În cazul în care știam să răspundem corect și frumos, urma să primim ceva din partea sponsorului PEX. Eu, care sunt așa mai acuzită de felul meu, am început să le întreb pe fete, arătau foarte bine, erau foarte drăguțe, să văd dacă ele chiar știu ce urmează să mă întrebe pe mine. Sau dacă îmi recită din mapa pe care o aveau, care le însuțeau. Culmea e că cele două fete cu care eram stat de vorbă acolo știau despre piesele din festival, despre actori, văzuseră piese de teatru la București. Deci pentru care, a doua zi dimineață, m-am sunat pe Tiberiu, că ce se ocupa, și am zis, băi, cât de tare au fost semplărițele voastre. Chiar m-ați făcut treaba cum trebuie. Pentru că eu am plecat de acolo cu o senzație că nu erau oamenii aia aleși la întâmplare. Oamenii aia care își promovau berea, chiar că erau oameni cărora le plăcea teatru. Tiberiu o să mă povestească puțin mai încolo un studiu de caz ce am făcut cu Bex la Festivalul de Teatru de la Sibiu anul trecut. Sincer, nu remarcasem că Bex era partener al festivalului până la momentul întâlnirii mele cu cele două fete. De experiența a fost atât de plăcută încât e memorabilă și iată că vă povestesc. Un alt exemplu este legat de Festivalul Anonim. Unul dintre partenerii Festivalului Anonim de mulți ani este Vodafone. Vodafone de 2 ani de zile plătește critici de film să scrie pe pagina de Facebook a companiei cronici de la filmele de la Festivalul Anonim. După cum spuneam din una puțin mai devreme, Festivalul Anonim are un public activ de 4.000, uneori chiar 5.000 de spectatori. Sunt niște filme de nișă foarte speciale pe care le vezi la festivaluri rafinate și, teoretic, ele nu sunt în targetul celor care s-ar afla pe pagina de Facebook a lui Vodafone. Dar ele sunt ambalate într-un așa fel, în niște concursuri, încât oamenii care vor să câștige cartele, tot felul de lucruri de la Vodafone, sunt nevoiți să citească cronica de film. E o ocazie prin care ei se întâlnesc cu o formă de cultură și prin care Vodafone face puțină educație. Asta este un alt exemplu despre cum marketingul comercial se întâlnește cu cultura. Acum, noi, cei mai mulți dintre noi, cred că majoritatea dintre cele care se află aici în sală, s-a uitat măcar o dată că în România se promovează non-valorile. Tot felul de pițipoance, tot felul de nenorociri și că nu se promovează valoarea și cultura. Dar undeva în sistemul ăsta de promovare chiar mai suntem o frână. Pentru că dumneavoastră ezitați să vă parteneriați un eveniment cultural gândindu-vă că nu extrageți tot potențialul de acolo. Gândindu-vă, când mă aflam de partea parteneriatelor, mă gândeam, ok, pun logo cu ce mare? Logo-ul pe afiș, logo-ul pe pliante și aici mă opresc. Dar era greșeala mea că mă gândeam așa, pentru că, de fapt, nu spui logo-ul pe niște materiale promoționale. Este imaginea companiei tale pe o emoție foarte, foarte rafinată. Gândiți-vă la performance-ul pe care l-a făcut puțin mai devreme aici George Mihăiță, care a avut super carismă, care a făcut super entertainment. E o emoție antrenată, rafinată, prin 10 de repetiții. Nu vă puneți logo-ul, ci vă asociați nu cu un actor care să vă poartă imaginea,
ci cu zeci de actori care joacă în filme sau în piese, ca să dau să mă refer la aceleași exemple la, cu care am vorbit. Și dincolo de asta, dacă ne facem treaba bine și cei care sunt de o parte și cei care sunt de cealaltă, spectatorul poate să plece acasă și cu numele dumneavoastră, atașat la emoția cu care pleacă de la spectacol. Și asta e treaba cu care câștigăm. M-ați ascultat povestindu-vă despre Kevin Spacey și despre New York și banca Chase. Eu am făcut reclamă la aceste lucruri cu drag și dumneavoastră proiectați pe niște emoții la care aspirați. Despre asta e pentru mine marketingul cultural. Sper să vă băgați mai cu forță data viitoare. Mersi!